Trei lucruri care s-au schimbat fundamental în ultimii 15 ani, care ei nu le-au înțeles și de aia le e și foarte frică. Unu, populația asta din rural. Între timp, sunt câteva milioane care de fapt stau în orașe din vest, deci s-au occidentalizat într-o viteză inimaginabilă. N-au venit din Moldova în Iași, încet, încet. S-au dus direct în Italia sau în Spania. Milioane, nu câțiva. Se întorc acasă. Cei de acasă vorbesc cu oamenii din diaspora pe Skype. Au tot smartphone. Să nu uităm, chit că ei trăiesc poate într-o anumită sărăcie, dar au tehnologia nouă. Orașele au crescut exponențial. Acum e prima dată în istorie în care avem peste 60 ceva la sută de oameni în urban. Să nu uităm cifra asta față de 20% cât era înainte sau 30%. Trei, toți avem instrumentele astea care ne dau o putere imensă pentru că putem comunica între noi și nu mai suntem filtrați de un dictator, de cineva care ne spune ce trebuie să gândim. Putem să comunicăm între noi. Încă mai putem. În situația asta ei sunt într-un fel în defensivă. Încă un punct important, economia României. Nu mai este deținută de trei firme de stat în care și-au pus ei verii și securii și așa mai departe. Acum sunt deținute 80% din economia României de multinaționale și de firme care lucrează la export, chiar firme mici, ale noastre. Lucrează la export, avem companii mari în IT locale, companii în zona auto, care n-au nicio treabă cu statul. Deci tu să încerci să impui o dictatură nebună, cum face acest Dragnea, pe un fundament social care nu există de fapt, este o iluzie. Deci ei vor pierde groaznic. Probabil că va fi greu, va fi o perioadă grea de un an, doi ani, dar și pot să câștige doar prin manipulare și prin delăsarea noastră. Atât. Vorbeam după ani de zile cu un client de-al meu într-o multinațională, mă rog, omul era într-o poziție importantă, lucra într-o multinațională. Avusese ceva legături, cred eu, cu regimul anterior, da? Nu știu exact. Dar spunea și el, spunea, domnule, eu am fost cât de cât favorizat atunci, dar un regim mai tâmpit decât ăla comunist nu era pentru nimeni că nu puteai să faci bani. Acum e grozav că poți să faci foarte mulți bani. Deci comunismul la noi, oamenii ăștia, sunt aceiași, însă când vorbim de comunism, acum vorbim de fapt despre corupție. Sunt, pentru că pentru ei sistemul mai bun acum. Înainte nu prea puteai să furi, că nu prea aveai din ce. Acum fiind o țară mult mai dezvoltată decât era atunci, subit se pot face zeci, sute de milioane de euro anual din multe, multe lucruri. Și oamenii ăștia sunt foarte pragmatici. Deci ei se organizează între ei pe rețelele care le aveau de dinainte, care s-au creat în timp, ca să fure cât se poate de mult. Ei, noi cu asta ne luptăm acum și să vedeți, dacă vorbim despre anticorupție, toată lumea e de acord. Când vorbim despre cum să tai corupția concret, nu doar să-i arestezi, asta e o treabă, dar trebuie să oprești banii, să ajungă... Da, și se recupereze, acolo, nu le mai... Da, da, haideți să începem de că dacă ai o conductă de bani, cum e în Mexico, da, pe unde trec drogurile, o să vorbim și despre asta, dar acolo, bun, îi arestezi pe unii cartelul din Cali, vine cartelul din Medellin, îl arestezi pe ăla, vine alt cartel. S-a întâmplat de câteva ori. Și după aia se bat între ei. Deci cumva dacă există miliarde care pot fi furate, o să apară întotdeauna cineva care va vrea să le fure. Deci trebuie închise aceste sisteme de fura bani. Uite, vă dau un exemplu. Eu am tot postat și noi toți am și spunem despre PND-le, despre pensii speciale, despre Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care e o gaură neagră de unde se fură enorm de mulți bani și de asta aveam morți în spitale. Da? Când vorbim specific, hai să le schimbăm fundamental. De exemplu, hai să închidem PND-ul complet, să nu mai funcționeze așa cum e acum. Să facem autostrăzi, să nu mai facem borduri prin sate sau becuri la 30.000 de euro. Să punem 70% din bani în autostrăzi. E, nu prea mai vine nimeni să zică că e de acord. Teoretic, suntem toți de acord, dar vreau și eu am făcut apeluri către celelalte partide de opoziție cu care vom colabora, sper bine, la următoarea guvernare. Deci am spus, domnule, hai să vorbim specific. Ne asumăm cu toții că facem astea patru măsuri, că dacă ne asumăm, e ok. Eu, de exemplu, dacă celelalte partide și le asumă, eu nici mai am niciun rol. Eu pot să mă duc frumos, să-mi văd de viața mea și o să fie totul bine. E încă de luptă, pentru că sunt mulți oameni buni în multe zone, dar sunt și alții care vor să protejeze conductele de bani și rețelele infracționale care sunt. Aia e lupta acum. Însă originea lor vine din decembrie 89. De acolo s-a creat, au luat o țară, au dominat-o fără legi, n-au fost nicio lege în România ani de zile, în anii ăștia, dacă mai țineți minte, nu exista nimic. Ei nu învață, pentru că sunt schemele vechi care probabil s-au propagat în spațiul fost sovietic și le-au învățat și ei din serviciile KGB sau de pe unde au fi fost. Dacă vrei să schimbi ceva, bun, dai vina toată pe un om, doi oameni, trei oameni, păi ai termin și după aia vine falanga doi ca salvatori. Asta s-a întâmplat la Revoluție cu 1000 de morți, da?
Mi-e tare teamă că acolo se poate să fie și schema asta la noi, să-l vedem subit pe Dragnea arestat sau cu ceva. Stalin, cu, când a plecat Lenin. Deci nu m-ar mira să-l vedem pe Dragnea arestat peste două luni și după aia toată lumea să aplaude să fie... S-a întâmplat cu Hrușciov când l-a omorât pe Stalin, după care Hrușciov era bun, după care a venit Brejnev și nu mai era bun Hrușciov, după care a venit... Esența este ca această dihanie să rămână pe poziție. Faptul că își pierde un cap nu e nicio problemă, că inventăm altele. Tai și crește altul în loc. Știți care e avantajul nostru? Vă spun, în ce alte dictaturi, cum ar fi China, parțial chiar Rusia, Ungaria, Turcia și alții, ei zic, domne, noi furăm, dar mai și facem ceva. Adică vezi o autostradă făcută minunat de chinezi, vezi niște construcții incredibile, vezi spitale noi, vezi orașe reconstruite. Deci cumva oamenii zic, ok, face la niște nefăcute, dar uite ce s-a dezvoltat țara. E, ăștia nu sunt capabili de nimic. Să nu poți să construiești în 30 de ani un spital. Un spital e o construcție relativ simplă. Sunt câte moluri, moluri au fost construite, câte blocuri de birouri au fost construite în 2-3 ani în țara asta, sute, mii. Nu e nicio problemă. Câte spitaluri, chiar private, au fost făcute rapid. După aia le utilez. Cum e posibil, deci cum e posibil să nu poți faci o clădire? Cum e posibil să nu faci o autostradă peste munți în 30 de ani? Oamenii ăștia nu poate să mai livreze, pentru că până și elita lor, am puțin mai răsăriți, care poate puteau să scrie un proiect, au fost dați afară și au fost înlocuiți de niște proști. Că acum avem combinația toxică. Și prost și hoți. În alte momente din istorie aveam unii care erau inteligenți, dar cam furau, dar măcar făceau ceva. Erau unii care erau proști pe timpul comunismului, dar nu furau, că nu făceau, aveau o ideologie. Acum avem combinația cea mai nenorocită, dar lumea o vede, aici e toată nenorocirea lor, că e atât de aparent ce se întâmplă, că lumea a ajuns într-o furie care se va manifesta cumva. Se va manifesta, sper, prin alegeri. Să distrugi o țară pentru ca 10, 20, 30 de oameni, care clar au furat, ei nu spun că n-au furat, aici e partea interesantă, ei nu spun, domne, nu e adevărat, probele alea nu sunt adevărate. Nu, spun, domne, probele au fost culese cumva... Administrate sau culese prost. Da, culese prost, dar probele există. Asta nu, de când nu spun a venit ideea asta genială, care înainte spuneau, n-am făcut asta, nu-s vinovat. Deci îi spun, de fapt sunt vinovat, da. Am furat, dar domne, am găsit, găsesc o chichiță, că eu sunt mai șmecher decât sunteți voi. Nu mă interesează de ce spuneți voi. Găsesc eu o treabă și dacă ieșiți în stradă, vă și bat și vă gazesc. Scandal pentru că pot. Exact, și dacă nu vă convine, iar scoatem jandarmeria și vă dăm în cap.